Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Risk & Compliance TV. Ne dorim prin această serie de interviuri să mărim impactul comunității specialiștilor de risc și conformitate din România. O am alături de mine pe Monica Berindean. Puteți să vă prezentați puțin și să ne ziceți puțin despre domeniul dumneavoastră de activitate? Bună ziua, numele meu este Monica Berindean și sunt directorul de conformitate al Băncii Transilvania. Banca Transilvania face parte din cel mai mare grup financiar din România și este cea mai mare bancă din România. În grupul nostru financiar avem pe lângă bănci, avem și IFN-uri și societăți de investiții, deci practic partea aceasta de conformitate este într-un sens mult mai larg și este o activitate extrem de complexă. Mulțumesc, doamna Berindean. Aș vrea să știu cum ați explica importanța conformității pentru cineva care poate nu este în domeniu sau nu are un concept foarte clar asupra acesteia. Atunci când ne gândim la conformitate, ar trebui practic să ne gândim la respectarea întregului pachet de legi, de standarde, de reguli, de etică pe care o instituție, și în cazul nostru sau în cazul meu îndeosebi o instituție bancară sau instituțiile din cadrul unui grup, ar trebui să respecte, astfel încât să evite pierderile financiare generate de amenzi sau pierderile financiare care pot să fie generate de impactul unui risc reputațional în cazul în care nu se respectă aceste prevederi legislative sau standarde etice. Mulțumim foarte mult! Și acum aș vrea să vă întreb, unde credeți că se oprește această linie între conformitatea ca și nevoie de respectare și pentru un bine public? Sau conformitatea ca și un alt obstacol legal care trebuie îndeplinit? Și aici vreau să vă întreb cel mai mult în perspectiva scurgerii de date ale băncii elvețiene. Cum credeți că s-a permis acest lucru? Acum depinde din ce perspectivă privim această situație, ca și orice angajat într-un sistem atât de bine pus la punct cum este sistemul bancar. Privești cu foarte mare îngrijorare o astfel de scurgere de informații. Este îngrijorător pe de o parte faptul scurgerii de informații, dar la fel de îngrijorător sunt și informațiile care sau conținutul acestor informații, pentru că impactul reputațional este unul extraordinar de mare. Totodată, ca și specialist în domeniu, prefer să fiu rezervată și să-i las pe alții să se pronunțe asupra conținutului, doar evident privind cu îngrijorare astfel de cazuri și, din păcate, nu ajută deloc la consolidarea culturii de conformitate în mediul bancar, și nu mă refer doar la mediul bancar din România, este vorba despre mediul bancar internațional. Am înțeles, mulțumim. Și o ultimă întrebare. Ați menționat în prezentarea dumneavoastră obligația pe care instituțiile financiare o au pentru măsurile de cunoaștere a clienților și chiar și eforturile împotriva spălării banilor. În ce măsură credeți că acest efort ar trebui gestionat de instituțiile private versus de autoritățile de la stat? Până la urmă, întreg acest sistem legislativ, sistem de reguli în care avem cu toții un obiectiv comun, anume combaterea spălării banilor și nu numai combaterea, dar și prevenirea, pentru că este la fel de important. Importantă, fiecare avem rolul nostru și cred că doar printr-o cooperare foarte puternică, odată între instituțiile de drept privat, dar mai ales cooperare cu instituțiile publice și cu instituțiile de supraveghere, se poate atinge scopul general al acestei legislații. Evident că atunci când vine vorba despre spălarea banilor sau atunci când vine vorba despre măsurile de cunoaștere a clientelei, oarecum băncile, instituțiile financiare sunt întotdeauna în prim plan, poate și pentru că în cazul instituțiilor bancare există și o legislație sectorială care aduce obligații suplimentare, dar și claritate asupra a ceea ce înseamnă măsurile de cunoaștere a clientelei și ceea ce ar trebui să facem efectiv în relațiile cu clienții, astfel încât să ne atingem acest deziderat. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Eu am fost Dan Mihai de la conferința anuală de combatere a criminalității corporatiste financiare.
și vă urăm o zi plăcută în continuare. Mulțumesc mult!